Bine v-am regăsit! Azi voi vorbi despre nimic, adică voi încerca să vă prezint o ipoteză pentru răspunsul la întrebarea de ce există Universul. Mă refer aici la Univers cu sensul de tot ceea ce există, așa că întrebarea poate fi formulată și de ce există totul. Nu se putea să nu existe nimic, așa ajungem, vedeți, la nimic. Dar ce este nimicul? Să încercăm să aflăm. Dacă nu s-a turnat lichid într-un pahar, spunem că e gol. Cu alte cuvinte, că nu conține nimic. Dar știm foarte bine că nu e așa. El este plin cu aer. Să presupunem că reușim să scoatem tot aerul din el, nu se mai găsește nicio moleculă în interiorul paharului, deci el nu mai conține deloc substanță. Oare în acest caz este el gol? Nu. În el se găsesc câmpuri, de pildă câmp gravitațional și câmpuri electrice și magnetice. Iar câmpurile sunt la fel de reale ca substanța. Dacă nu credeți, gândiți-vă că pentru unele câmpuri avem simțuri. De pildă oscilațiile câmpului electromagnetic, care se încadrează într-o anumită bandă de frecvențe, produc senzația de lumină. N-ar putea face acest lucru dacă n-ar avea o existență la fel de reală ca, să spunem, aerul din pahar. Și aici apare prima problemă. Putem ecrana paharul astfel încât să n-avem câmpuri electrice și magnetice în el, dar nu putem ecrana câmpul gravitațional. Din câte știm, există o foarte strânsă legătură între spațiu, timp, gravitație și masă, energie. Și chiar dacă am putea ecrana câmpurile gravitaționale ale corpurilor din exteriorul paharului, rămâne câmpul gravitațional al paharului. De aici rezultă că nu poate exista pahar gol. Odată ce există paharul, va exista ceva și în interiorul lui. Și nu mă refer doar la câmpul gravitațional. În pahar vor exista și alte lucruri, după cum veți vedea imediat. Așa că trebuie să renunțăm la pahar dacă vrem să aflăm ce este nimicul. Să vorbim atunci despre un mic volum, cam cât volumul paharului, un volum vid. Vidul înseamnă lipsa particulelor care alcătuiesc substanța, adică a moleculelor, atomilor, ionilor, electronilor, nucleelor și așa mai departe. Dar găsim un astfel de volum cu vid perfect în univers? În universul observabil, nu. În spațiul interplanetar din sistemul solar, unde spunem noi este vid, se găsesc în medie 10 de particule în fiecare centimetru cub. În spațiul interstelar, densitatea particulelor poate varia de la una pe centimetru cub până la milioane în norii moleculari din spațiu. Și chiar și în spațiul intergalactic există cel puțin mii de particule, de data asta într-un metru cub. Așa că vid perfect fără pahar sau alt recipient nu există. Avem o situație interesantă deja. Dacă vrem vid perfect, adică nici un pic de substanță, ne trebuie un recipient, adică substanță. Trebuie deci substanță ca să creezi un spațiu fără substanță. Dar ca să putem merge mai departe, să presupunem că am găsit un mic volum undeva în univers în care, pentru un anumit interval de timp, măcar, este vid perfect și din care am reușit să eliminăm orice câmp. Ei bine, nici acum nu putem vorbi despre nimic, pentru că vidul are energie. Știm acest lucru datorită mai multor fenomene, cum ar fi emisiile spontane de fotoni și efectul Casimir. În paranteză fie spus, cei care sunt fascinați de ideea producerii de energie, adică de mașini perpetuum mobile și așa numita free energy, aici ar trebui să cerceteze, pentru că principiile termodinamicii, din care rezultă legea conservării energiei, se referă la sisteme în echilibru,
Ori se pare vidul nu este în echilibru, ceea ce ar permite, poate, încălcarea legii conservării energiei. Astfel de cercetări au rost, nu încercări de a obține energie folosind magneți sau apă care curge prin tot felul de butoaie. Dar pentru astfel de cercetări trebuie să ai cunoștințe teoretice solide de mecanică cuantică. Dar să revenim la nimicul nostru. Tocmai a apărut încă o problemă, și anume, dacă vidul are energie, atunci el produce și câmp gravitațional. Așa că am ajuns din nou la ceva diferit de nimic. Deci, pentru a ne apropia de nimic, trebuie să renunțăm până și la vid. Ne trebuie un volum în care nu se găsește nici măcar vid. Dar deja a apărut o nouă problemă. Am spus, ne trebuie un volum. Și volumul înseamnă spațiu. Deci avem nevoie de spațiu. Adică, din nou, ne trebuie ceva ca să obținem nimic. Să mergem mai departe, deși e foarte greu să facem intuitiv. De fapt, nu e doar greu, e imposibil. Nu putem să ne imaginăm că nu există spațiu. Dar chiar dacă renunțăm la intuiție și spunem nimicul înseamnă lipsa spațiului, apare o altă problemă, timpul. Dacă există timp, există ceva, ceea ce înseamnă că încă nu putem vorbi despre nimic. Așa că trebuie să ne imaginăm, mă rog, ar trebui pentru că nu putem, că nu există nici spațiu și nici timp. Acum am ajuns la nimic. Oare? Aveți aici o relație matematică, 1 plus 1 egal cu 2. Această relație există oare în spațiu și timp? Evident, reprezentarea ei are o existență în spațiu și în timp, dar relația în sine, 1 plus 1 egal cu 2, are oare nevoie de spațiu și timp ca să existe? Așa ajungem din nou la Platon. Am vorbit în videoclipul Platon și mecanica cuantică despre lumea perfectă a ideilor și formelor a lui Platon. Azi putem vorbi despre relațiile matematice și legile naturii exprimate prin aceste relații. Aceste relații și legi nu sunt inventate, ci sunt descoperite. Am arătat, de pildă, în videoclipul Legii de conservare și Pitagora, legătura dintre această teoremă și ciocnirile elastice, teorema lui Pitagora. Deci relațiile matematice, teoremele, ecuațiile, au o existență reală, la fel de reală ca munții și câmpiile, planetele și galaxiile. Dar au oare ele nevoie de spațiu și timp ca să existe? Nimic nu susține acest lucru. Așa că nici măcar în cazul în care renunțăm la spațiu și timp, nu putem vorbi despre nimic, rămân adevărurile absolute exprimate prin relații matematice. Dar să presupunem pentru final că nu există nici spațiu, nici timp, nici adevăruri matematice. Am ajuns în sfârșit la nimic? Nu, deoarece există în continuare ceva, nimicul. Lucrurile, entitățile, au mai multe grade de existență. Există lumea fizică, cea care există independent de voința noastră, dar există și lumea din conștiința noastră, realitatea personală, apoi există lumea ficțiunii și așa mai departe. Așa cum am afirmat și cu alte ocazii, nu putem spune pur și simplu Ana Karenina nu există. El nu există în realitatea fizică, dar în lumea ficțiunii, a personajelor literare, există. Așa că orice are un oarecare grad de existență, de la soare până la prietenii imaginari ai copiilor. Orice are un oarecare grad de existență în afară de nimic. Concluzia este foarte ciudată, nimicul nu există. Lucrurile există doar în contrarii, așa că ideea de nimic are sens doar dacă există și opusul nimicului și poate că opusul nimicului este universul. Așa că un posibil răspuns la întrebarea de la care am pornit,
de ce există universul, ar putea fi deoarece fără el ideea de nimic n-are sens. Sau universul există deoarece este imposibil să nu existe nimic. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!